În momentul izbucnirii incendiului, proprietarii nu se aflau acasă. Flăcările au pornit de la coșul de fum al centralei termice și s-au extins la acoperiș. A ars izolația și s-au aprins scândurile. Riscul de a se extinde la întreaga casă era extrem de mare. A fost anunțat că este un incendiu aici la Peco, la casa fratelui meu. Am venit cât am putut de rapid, s-a anunțat și pompierii care au intervenit în termen foarte scurt, aproape 10 minute, au făcut de la Rinoasa până aici unde este un centru zonal. Într-adevăr, focul a luat de la centrală, mai precis de la coș. După cum vedeți, pagube nu sunt considerabile, focul a fost stins în termen scurt. S-a intervenit cu promptitudine, exact cum a spus dumneavoastră, și nu mai este niciun pericol la acest moment. În jurul orei 8, primii care au intervenit au fost pompierii de la punctul de lucru Aninoasa, cu un echipaj cu auto specială cu apă și spumă. În ajutorul lor a mai venit un echipaj cu auto specială cu apă și spumă de la detașamentul Câmpul Lung. În apropierea casei se afla stația Peco, dar intervenția promptă a salvatorilor a făcut ca flăcările să nu treacă de acoperișul casei. Detașamentul pompier Câmpul Lung a intervenit cu două auto speciale pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la acoperișul unei clădiri pe plus 1. Incendiul a fost stins în limitele găsite. Intervenția a fost puțin grea, dar din cauza accesului foarte greu la pod. Intervenția a durat aproximativ o oră, iar pagubele au fost limitate. A ars acoperișul pe o suprafață de 10 metri pătrați, fără ca imobilul să fie afectat. Sursa probabilă care a generat incendiul a fost coșul de fum care nu a fost curățat corespunzător.